Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi o să vă prezint un machiaj rapid cu produse accesibile, potrivit pentru școală, dar și pentru zile în care ne dorim un machiaj mai natural. Atunci când vorbim de machiaj, este foarte important să ne curățăm tenul bine și să avem grijă de tenul nostru, iar eu v-aș recomanda ca produse de curățare acest lapte de machiaj de la Balea. Mie îmi place foarte mult, este acesta ultra senzitiv pentru piele sensibilă, e super fain, îmi place mult de tot. De asemenea, încă un demachiant pe care vi-l recomand este cel de la Garnier, tot așa pentru piele sensibilă, și acela îmi place foarte mult, în funcție de dacă vă place laptele de machiaj sau apa micelară. Mie astea două variante îmi plac foarte mult. Iar desigur, nu uitați să vă și hidratați tenul cu o cremă care se potrivește tenului vostru. Iar apoi, este foarte important, înainte de a veni cu fondul de ten, să venim cu SPF. Să ne dăm cu SPF și acesta este cel mai scump produs pe care o să vi-l prezint în videoul acesta. Am încercat să aduc aici produse accesibile, pentru că atunci când vorbim de un machiaj de școală, mă gândesc la produse accesibile, dar totuși care să arate bine și să fie bune pentru tenul nostru. Ăsta mi se potrivește, așa că pe ăsta îl folosesc, de la One to Free. Și asta îmi place pentru că îmi și hidratează tenul. Eu nu folosesc mereu o cremă înainte de a-mi aplica machiajul, o cremă hidratantă, pentru că acest SPF îmi și hidratează tenul, dar câteodată folosesc și cremă. Știu că v-am mai prezentat cremele de la Balea, care îmi plac mie foarte mult și da, pe alea le mai folosesc. Așa că haideți să începem. O să îmi pun părul așa cu o cordeluță din asta, cu urechiușe, ca să nu mă încurce, și o să mă dau cu SPF. Așa. Scrieți-mi în comentarii dacă ați mai folosit SPF-uri care vă plac și care se potrivesc cu machiajul. Mie asta îmi place foarte mult, de la One to Free. Mă dau și pe buze peste tot. Așa, gata. Acum o să las puțin să intre în piele. Și încă un lucru foarte important este să folosim un primer, chiar face diferența atunci când ne machiem. Acum, videoul meu, vă dați seama că o să dureze un pic mai mult pentru că și vorbim despre fiecare produs în parte și așa mai departe, dar să știți că acest make-up este foarte rapid, maxim 10 minute, ia să vă faceți un astfel de machiaj. Am aici acest produs care mi-e place foarte mult, de la Essence, l-am luat acum recent. Se numește All About Blur și ajută să nu ți se mai vadă porii, să fie totul așa frumos, smooth. Are un smoothing effect și este și non-comedogenic, că de-aia vă și ziceam că e important totuși să folosim produse bune, dar să aibă totuși un preț accesibil, și pe acesta vreau să îl folosesc eu. Pe deasupra mai este și un produs vegan, foarte bun. Și am mai folosit de la Essence produse din astea de primere și așa mai departe și majoritatea mi-au plăcut. Dar acum ăsta îmi place în special și are și un miros plăcut. Dar desigur puteți folosi ce primer vă place vouă și vi se potrivește. Și o să îl întind și pe acesta tot cu degetele. Iar dacă nu vreți să folosiți SPF sau primer, pur și simplu puteți aplica o cremă hidratantă și e îndeajuns. O să mă dau puțin și pe gât. Așa, și în zona ochilor, peste tot. Și las puțin să intre în piele. Așa,
Acum o să îmi ondulez genele până îmi intră totul în piele. Eu am ondulatorul acesta de gene de la Sinsei. Chiar și acesta are un preț super accesibil. Și pasul ăsta mi se pare super important. Ups. Adică, după părerea mea, nici măcar nu trebuie neapărat să folosiți rimel dacă aveți genele să vi se vadă. Gen, eu am genele destul de blonde, deschise la culoare și prefer să folosesc rimel. Dar dacă nu vreți neapărat să folosiți rimel, puteți doar să vă ondulați genele și o să vă dea așa un boost să arătați mai cute. Așa. Și le ondulez bine, bine. Vedeți, deja parcă arăt mai bine și nici nu mi-am aplicat concealer sau fond de ten. Iar acum, mie îmi place să îmi aplic fondul de ten, mai ales pentru că nu o să-mi fac ceștice în zona ochilor. Și o să aplic fondul de ten cu un beauty blender. Pun o pompiță. Fondul de ten pe care îl folosesc este acesta de la Makeup Revolution. L-am luat tot acum recent, are un preț destul de accesibil și este foarte bun. Puteți să îl puneți în mai multe straturi, nu conține ulei. Și da, chiar mi se pare super bun. Parcă nici nu ai nevoie de concealer cu fondul ăsta de ten, dar da. Eu o să pun oricum și concealer. Și cam ăsta ar fi fondul de ten pe care vi l-aș recomanda. Dar de asemenea, dacă nu vreți să aveți o acoperire foarte mare, puteți să folosiți doar concealer și să-l puneți în zona ochilor și dacă aveți câteva imperfecțiuni, le puteți acoperi cu un concealer și gata și cu partea asta de acoperire. Dar eu aș folosi și fond de ten. Mie îmi place să folosesc fond de ten pentru că îmi și protejează tenul de praf și mă și ajută să nu prea îmi pun mâna pe față, ceea ce de obicei astea sunt aspectele care îmi fac mie coșuri și nouă majoritatea, praful, murdăria și faptul că ne punem mâinile pe față. Și dacă îmi pun fond de ten, cumva este ca o protecție, așa că eu, sinceră să fiu, v-aș recomanda să folosiți fond de ten pentru că vă protejează tenul de praf și toate cele. Dar e totuși important să folosiți un fond de ten care să fie bun și să nu vă facă coșuri, pentru că atunci mai bine nu folosiți. Asta, în schimb, mi se pare că are un preț destul de bun și e ok. Și cam așa arată. E foarte important să îl blenduiți și în zona gâtului ca să nu se vadă diferența dintre față și gât, pentru că totuși vrem să avem un machiaj natural. Abia să ne dăm seama că ne-am machiat. Să arătăm așa mai bine. Și efectiv blenduiesc totul, tapotez foarte bine ca să intre în piele. Și gata, și cu partea asta, vedeți, totul arată super, super bine. De-aia îmi plac produsele astea împreună, pentru că se potrivesc foarte bine cu fondul de ten, cu orice fond de ten, cu make-up-ul și tot. Iar acum o să vin cu un concealer și ce v-aș recomanda eu este ceva de la Essence. Dacă aveți pielea mai sensibilă, vă recomand acesta, Skin Loving Sensitive Concealer. Iar dacă nu aveți treabă, și acesta este foarte bun, eu îl folosesc des pentru că îl găsesc mai des la DM decât acesta, dar am avut noroc și l-am găsit și pe ăsta pentru piele sensibilă. Și o să-l folosesc pe ăsta pentru că, da, probabil că cu ăsta o să mă vedeți mai mult folosindu-l, deoarece îl găsesc mai des la DM. Dar acesta este la fel de bun.
seamănă foarte tare împreună, doar că ăla nu are miros și da, este pentru piele sensibilă. Și mie îmi place cu concealerul să îmi și acopăr dacă am ceva ce trebuie acoperit. Vedeți? Acolo și cred că cam atâta. Îl mai aplic și în zona asta T ca să iluminez puțin zona. Și cam atâta. Acum blendez totul foarte bine. Cam așa mă machiez eu atunci când mă grăbesc. Indiferent că mă duc la școală sau am ceva de rezolvat, atunci când mă grăbesc, ăsta este make-up-ul pe care mi-l fac într-un ritm mai alert decât vă arăt vouă acum, pentru că acum nu mă grăbesc, sunt foarte relaxată. Dar o să vedeți că o să arăt mult mai bine și am folosit destul de puține produse, zice eu. Așa, gata. Și am terminat și cu concealerul. Iar acum, pentru că vreau să totuși am ceva în obraj, să arăt așa cute, drăguț și să arăt sănătoasă, pentru că totuși fundul de ten ne acoperă roșiața din obraj, așa că eu vă recomand să folosiți blush. Ăsta îmi place foarte mult, mi se pare că este natural, are un preț foarte bun, este un dupe pentru acele blush-uri lichide populare, deci chiar este un dupe, e super, super fain, se numește Baby Got Blush de la Essence. Eu îl am în nuanța Coral Crush, dar ei au mai multe nuanțe. Dar eu am vrut să fie în nuanța asta așa mai portocalie. Și o să aplic în zona asta ca să-mi dau și un lifting la față, deci aplic aici. Pac. Aici aplic produsul, dar o să vedeți că eu o să vin cu el și în jos. Nu foarte mult produs. Și efectiv îl blenduiesc. Și vedeți, deja arăt așa mai cute. Parcă aș mai aplica chiar puțin. Mie îmi place foarte mult blush-ul. Așa că o să mai aplic puțin. Și blenduiesc bine, bine. Vedeți ce fain? Deja arăt mult mai bine. Vă puteți opri chiar și aici, deja mi se pare destul. Dacă nu aveți nevoie de pudră, dacă nu vreți să folosiți rimel sau să vă faceți sprâncenele, vă puteți opri chiar aici pentru machiajul de școală, mi se pare foarte potrivit. Și acum contează și, nu știu, care sunt regulile de la școală, dacă vă lasă sau cât vă lasă părinții să vă machiați și așa mai departe. Deci am zis să merg pe ceva super natural, care aș purta și eu. Deci uite, chiar aici deja m-aș putea opri, mie deja îmi place cum arăt. Dar o să continui, pentru că totuși vreau să mă machiez, vreau să fiu machiată ca lumea, dar totuși să arate natural. Și o să continui cu pudră. Ca să fixăm totul, mie îmi place machiajul mat. Chiar și acest fond de ten este mat și e destul de rezistent, acesta de la Make Up Revolution. Și o să-mi aplic pudră. Pudra pe care o am eu este asta de la Essence, Fix and Last, 14 Hour. Din nou, o pudră foarte faină, la un preț accesibil. Este translucidă, deci merge pentru orice tip de ten. Și mi-o aplic pe toată fața. Pentru că asta ajută să țină machiajul mai mult, deci v-aș recomanda să folosiți pudră dacă vreți să vă reziste machiajul de dimineața până seara. Că eu știu cum e, poate aveți și meditații sau așa mai departe și atunci asta chiar ajută să mențină machiajul acolo toată ziua. Și aplic un powder puff. Eu mi l-am luat acum recent pe ăsta de la DM, dar și cele de pe Shein funcționează foarte bine.
oricare de care aveți e foarte bun. Și atât, dar nici nu exagerez. Aplic și pe zona sprâncenelor. Așa. Și acum am terminat și cu pudra. O să continui cu sprâncenele. Voi folosi acest creion de sprâncene de la Catrice, care este foarte precis, așa. E subțire și mi se pare perfect pentru un look natural, pentru că o să mai completez sprâncenele mele și atâta. Și le piaptăm puțin și aia a fost. Asta merge super rapid și arată natural. Vedeți? Aproape că ai zice că sprâncenele mele. Deci creionul acesta de la Catrice chiar vi-l recomand dacă optați în general pentru un look din ăsta mai natural. Și unde consider umplu sprânceana. Iar acum vin cu pensula asta care e superbă și îmi place super mult pensula asta. Pentru că e așa subțire și e super. Piaptând totul. Și gata, am terminat și cu sprâncenele. Vedeți ce rapid a fost? Am terminat și cu sprâncenele. Iar acum vreau să mă dau cu rimel și o să folosesc rimelul acesta de la Essence Lash Princess, care e super, super fine, face genele frumoase și este și foarte accesibil. Și mie îmi place să aplic doar, cum să zic eu, sus, pentru că așa evit să mă murdăresc în partea asta de jos și dacă aplic doar așa în partea asta de sus a genelor, pe lângă că evit să mă murdăresc jos, le mai fac să arate și mai lungi, ceea ce mie îmi place foarte mult pentru că arată natural și arată ca și cum, mamă, ce gene lungi ai și totuși arată natural. Așa că ăsta este trucul meu când vreau să arate machiajul meu așa mai natural. Vedeți ce fain arată? Și nici nu m-am făcut pe lângă. Las un pic să se usuce. Și mă fac și la celălalt ochi. Și asta ar mai fi o variantă, să închideți ochiul și să vă dați cu rimel. Dar doar așa, pe partea de sus a genelor. Pe vârfurile genelor. Și deja ochii mei arată așa mai mari, mai bine. Dar totul este încă super natural. Așa, și eu o să-mi fac puțin și genele de jos. Din nou, ca să fie mai lungi, dar să nu se vadă prea tare, încercați să le faceți doar vârfurile. Și așa arăt. Până acum nu mai avem mulți pași, imediat terminăm. Pasul ăsta este opțional, dar dacă vreți tot așa să dați un boost ochilor voștri, vă recomand un creion alb. Eu l-am păsat de la Essence, foarte fain, Kajal Pencil 04 și dați-vă în colțul ochiului cu puțin alb. Este un truc și nici nu se vede foarte tare și arată mult mai bine. O să și estompez puțin așa în sus, vin, vedeți? Și estompez. Și aici e important. Atâta. Ce ziceți? Abia că se vede, dar deja totul arată mult mai bine. Bun. Acum o să-mi aplic pe buze acest gloss, tot de la Essence, din gama asta What the Fake, care este un plumping lip gloss, care are o nuanță atât de naturală și de frumoasă.
și îți mai și face buzele așa puțin mai mari, deci din nou ăsta mi se pare perfect pentru un machiaj natural. Așa că mă dau rapid cu acest produs. Ia uitați cât de bine arată și de natural și simți așa cum pișcă, dar nici nu e exagerat. Deci chiar vi-l recomand și pe acesta. Și acum încă ceva opțional. Deci eu aici m-aș putea opri, dar dacă totuși vreți ceva un pic mai glowy, vreți să dați un boost machiajului vostru, dar totuși să vă păstrați așa super natural, puteți folosi un highlighter, iar eu îl am pe acesta de la Catrice, care îmi place să-l folosesc pe pleoape, dar nu numai, e super, super fain și am văzut că acum au și holografic, așa că ăstea au un preț accesibil și sunt foarte, foarte, foarte bune, deci chiar vi-l recomand. Eu îl am în nuanța 030 Beyond Golden Glow. Și am aici o pensulă de ochi așa mai stufoasă și o să vin puțin pe pleoapă. Nici nu exagerez pentru că este destul de pigmentat. Și vin așa cu mișcări circulare. Vedeți? Foarte simplu. Efectiv mut pensula în dreapta și în stânga. Și atâta, asta a fost. Și o să mai aplic puțin și aici, ca să arate fața așa mai glowy, mai sănătoasă. Dar așa natural, puteți puțin și pe nas să puneți și în zona asta. Și gata! Ăsta este make-up-ul meu natural. Ce părere aveți? Aproape că ai zice că nu sunt machiată. Este făcut cu produse accesibile. Mi-mi place foarte mult cum îmi stă. Și e și foarte rapid. Deci vă zic că ăsta mai mult de 10 minute nu are cum să vă ia. Îmi place enorm de mult. Mi-a în jur de 5 minute să-mi fac un astfel de machiaj. E super rapid, dar și arăt foarte bine toată ziua. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să-mi arătați și mie acest lucru printr-un like, apăsați și pe butonul de subscribe ca să deveniți parte din familia asta minunată. Abia aștept să ne vedem la un nou clip, să aveți o zi super, pe data viitoare, ciao! Thank you.